Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a dat publicității o listă cu 63 de localități din România care vor beneficia de cadastrare gratuită a terenurilor și locuințelor. Printre ele se află și 4 comune vâlcene, toate situate în partea de sud a județului. Prefectul Dumitru Nicu Cornoiu spune că acțiunea a început deja și este una binevenită care va încuraja asocierea. Ne-ar fi convenit ca toate localitățile vâlcene să fie prise în programul acesta, pentru că e un program care avantajează pe toată lumea. Cadastrarea este o problemă de minim confort de a dimensiona spațialitatea pe teritoriul unui județ și acesta creează posibilitatea atât a asocierii oamenilor, a vandabilității anumitor posesiuni, a construirii pe ele a diferitelor obiective, ori fără cadastrare nu se poate interveni. Ea condiționează dezvoltarea unei localități și pentru noi este în momentul de față un început. Eu cred că va cunoaște o dezvoltare rapidă, o extensie, adică e vorba de câteva comune, de 4 comune, cum spunea dumneavoastră, Fârtățești, Valea Mare, Diculești și Făurești. Comunele acestea sunt din partea de sud a județului, sunt chiar mai ușor de cadastrat, având în vedere că terenul este nu cu atâtea forme de relief, adică e mai plat, este un teren de luncă, e ușor de măsurat și, repet, e un început benefic pentru noi, pentru județul Vâlcea. Proprietarii terenurilor și ai clădirilor nu se pot opune acestei acțiuni, iar activitatea se va desfășura pe parcursul a cel mult 18 luni. Până acum, în România, au fost cadastrate și înregistrate la cartea funciară aproape 21% dintre terenurile și casele existente.